dimineața, bună ziua, dragi colegi, dragi oaspeți, stimați doamne, stimați domni, bucuroși să ne vedem iarăși în anul acesta, la începutul unei conferințe științifice organizate anual de Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Anul acesta este ediția a 33-a, deci 33 de ani, Muzeul Național ține standardul științific și ne bucurăm foarte mult că nu numai colegii din Republica Moldova, dar și colegii din alte țări au participat și la alte conferințe anuale și ne bucurăm că anul acesta avem peste 110 participanți care au prezentat 90 și ceva de rezumate. Participanții sunt din 8 țări, în afară de Republica Moldova, România, Franța, Polonia, Ucraina, Armenia, Azerbaijan, Tajikistan. Deci este o geografie sau un spațiu geografic destul de extins și ne bucurăm că colegii cercetătoare noastră are interes și peste hotarele Republicii Moldova. La această vernisare sau la începutul conferinței, care va dura astăzi și mâine, detaliile de locație a secțiilor vor fi anunțate puțin mai târziu și este personalul Muzeului Național de Istorie Moldovei care va vachita în cazul când trebuie să cunoașteți unele detalii sau unde sunt spațiile pentru cele 5 secții care, la care se vor prezenta comunicările. Deci, la ședința de deschidere a fost invitați reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, reprezentanții Ministerului Culturii, reprezentanții Universității de Stat de Moldova și Universității Pedagogice de Stat de Ungrean din Chișinău. Cu părere de rău, nu s-au prezentat toți care s-au înscris la ședința de deschidere, din vari motive, mai mult obiective, fiindcă sunt angajați în diferite activități. Unii au plecat în delegație extranătate, dar oricum vreau să mulțumesc Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii, care, în principiu, ne susține în organizarea acestor evenimente. În mod deosebit, vreau să mulțumesc colegilor și decanului Facultății de Istorie a Universității de Stat pentru colaborarea foarte intensă cu personalul Muzeului Național de Istorie Moldovei, inclusiv cu, să zicem, angajarea studenților în procesul de lucru în Muzeul Național. Aceasta este un ajutor foarte, foarte mare. Și respectiv cu Universitatea Pedagogică Ion Grean, la fel avem strânse legături. Mulți studenți atât de la Universitatea de Stat de Moldova și de la Universitatea Pedagogică fac practica muzeografică, practica arheologică, uneori în cadrul Muzeului Național. Și cu permisiunea noastră vreau să ofer cuvântul domnului Igor Bieru, decanul Facultății de Istorie. Mulțumesc! Stimate director general, doctor facultat Eugeniu Sava, stimați colegi și toți cei prezenți. Astăzi aici trebuia să fie prezent rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șanrob, care este tot istoric, așa, dar a avut planificat mult timp înainte o plecare în România, la Iași, la un congres și tot acolo se va discuta detaliile unde vor veni mai mulți rectori, cum se va organiza
Congresul Istoricilor în acest an în Republica Moldova. Deci vor fi două centre, deci deschiderea se face la Chișinău și la Suceava. El niciodată nu avantează ocazie să fie prezent la asemenea manifestări și de a transmite sincere salutări și succese pe parcursul desfășurării acestei importante conferințe. Deci deja a devenit o tradiție, cum a spus și domnul director, ca anual să se organizeze această importantă întâlnire științifică. Iată ajuns la cea de-a 33-a ediție, este și un număr simbolic. Cei care cunosc istoria bine, dar noi toți cunoaștem așa creștinității. Eu m-am uitat peste programul conferinței, deci importanța ei rezidă și din faptul că s-au întâlnit specialiști din diferite domenii a istoriei. Deci istorici, arheologi, muzeografi, numismați și așa mai departe. Din punct de vedere geografic, practic, cum spunea Charles de Gaulle, această conferință a cuprins lumea de la Atlantic până spre Pacific. Așa? Deci, comunicările care vor fi prezentate la această conferință au o importanță deosebită, nu doar pentru cercetători care vor prezenta aceste comunicări, dar și pentru studenți, masteranți, doctoranți. Platforma acestei conferințe este importantă deoarece cercetătorii expun diferite metode, așa, a diferitor școli, diverse abordări și chestia aceasta este importantă pentru cercetarea actuală. Noi vă dorim o desfășurare, spunem așa, activă și productivă și tradițional, după cum cunoaștem, aceste comunicări sunt realizate printr-o valoroasă colecție de articole. Succese și toate cele bune! Deci aș vrea să mai adaug că multe comunicări care au fost prezentate la alte conferințe anuale a muzeului, inclusiv și comunicările de la conferința de astăzi, posibil că vor fi publicate în anualul cu revista Muzeului Național. Deci și având în vedere că am ajuns la alt compartiment, la deschiderea, ședința de deschidere, vreau să ofer cuvântul directorului de proiect de cercetare în cadrul Muzeului Național de Istorie Moldovei, doamna doctor habilitat Lidia Zăbolotnă, care va prezenta următorul sau ultimul număr a tirageniei editat în anul 2023. Specialiști în domeniul arheologiei, istoriei, muzeografiei,
tehnologic, dar aș vrea să menționez altceva. Colaborez cu Muzeul Național de Istorie mai mult de 35 de ani. Deci conferințele organizate la Muzeul Național de Istorie au devenit deja deosebite. Foarte multă lume m-a întrebat când vreau invitații. E scris istoria, antropologie, muzeografie, eu nu înțeleg, nu e tematic. Nu e tematic, da. Nu e tematic, că sunt numai compartimente. Dar orice persoană poate să înscrie în acest compartiment. În domeniul muzeologiei, în domeniul istoriei, în domeniul artei, în domeniul istoriei filmului, adică religiei. Abordăm probleme interdisciplinare. Rezultatul acestor conferințe, de regulă, se reflectează în volumele de regiuni. Eu aș spune că este o revistă excepțională. Este larg cunoscut. Este una dintre cele mai bune, se realizează conform tuturor cerințelor reglementate de comunitatea științifică din Europa. Când aduc terageri undeva la o conferință de stipotare, în afară de laudă și dorință de a participa la conferințe și de a publica materiale, deci un respect deosebit față de revistă. Anul acesta avem în primul volum, volumul 2, muzeografie și istorie, deci volumul al 16-lea, cuprinde 28 de articole științifice. Dintre aceste 28 de articole, 11 avem peste hotare. Deci, practic, 33% coincide la un procent și cu ediția aceste manifestări, cred că nu e întâmplător. Deci, iarăși aș vrea să revin la o intervenție în text, nu toate materialele sunt publicate. Deci, avem cerințe într-adevăr pentru materiale nepublicate în alte reviste. Să fie material inedit, să fie o cercetare, poate să fie o viziune, poate să fie o reviziune, dar argumentată. Și deci, pe toți participați, astăzi suntem. Vă doresc mult succes la prezentarea raportelor și vă aștept la publicație din următorul volum. Sănătate și o zi frumoasă în continuare. Mulțumesc pentru vizionare! Și având în vedere că în afară de revista Terracentia, care este anual editată în două volume, primul număr, primul volum arheologie și istoria antică și al doilea care a fost prezentat acum de doamna Zăbolotnă, muzeologie și istorie, muzeul editează practic anual monografii, din care astăzi una va fi prezentată, recent apărută, ca număr de volum al 38-lea, adică având în vedere că seria Biblioteca Terragetia a apărut aproximativ 18 ani în urmă, deci puteți să calculați câte monografii pe an sunt editate de către Muzeul Național. Și rog pe domnul doctor Ion Tentiuc să prezinte această monografie. Stimați colegi, am onoarea de a prezenta ultima apariție editorială Muzeului Național de Istorie de Dobre. Este un volum academic, lucrare monografică. Cum a și menționat domnul director Saba, este volumul 38 din colecția Biblioteca Terracentia, care apare direct într-un format foarte sobru, dar cu multe culoare și multe discipline editoriale. Trebuie să menționez că cercetătorii de la muzeu în ultimii ani și-au propus de a lichida mici distanțe. Mici distanțe care au apărut în perioada asta foarte tumultoasă a tranziției noastre de la socialism la capitalism, libertate și independență. Aceste cercetări, deci nu este un fapt sau ceva care e caracteristic doar pentru cercetări,
cercetare din Republica Moldova, văză și colegii din România, treptat lichidează dintre materialele care nu au fost impuse în circuitul științific din vari motive. Această monografie, a cărui autor este distinșii noștri colegi, profesori, cercetători, arheologi, Gheorghe Postică și Eugen Sapa. Monografia este dedicată cercetărilor din anii 80 ai secolului trecut, în așezările preistorice și antice de la Mireni. Mireni este o localitate din raionul Salinului, parte centrală a spațiului Zotomistrean, o așezare de Răzeș, apărută în perioada lui Alexandru cel Mare, deci o veche tradiție, una dintre cele mai timpurii, probabil, din spațiul Plutonistrian. Asta este a doua monografie, prima monografie realizată de domnul Costică, privea probleme generale ale evoluției acestei localități, o localitate de Răzești, care s-a opus cu târziere în perioada sovietică de rezistență, dar care și-a dat, cred că, cel mai mare număr de arheologi pe cap de locuitori din Republica Moldova. Deci vorbim aici de Eugen Sava, directorul muzeului, domnul Gheorghe Postică, Larisa Șoară, care e un care este directorul muzeului, care, iată, prin publicațiile pe care le include circuitul științific, fac o mare arheologie și cercetări istorice din Republica Moldova. Vreau să spun că este o lucrare monografică care e circuitul științific rezultatele unor cercetări din teren. Sunt unul din recenzenții împreună cu domnul doctor Aurel Zanuc, care a recomandat această lucrare pentru editare. Ceea ce atrage atenția dar cuprinsul lui este logica expunerii materialului. Este o logică firească, dar ea poate, această monografie poate fi, poate servi de model pentru tinerii cercetători, dar și cei mai tineri, cât privește structurarea unei lucrări monografice și prezentarea ei logică. Sigur, lucrarea este ilustrată foarte des și color. Cercetările de la Mireni au demonstrat prin investigațiile de suprafață peripetice efectuate de domnul Gheorghe Postică, încă fiind student la Facultatea de Istorie, a identificat mai multe așezări din preistorie, cea mai timpurii pare să fie din perioada Comunității Boliei, care autorii menționează. Epoca Bronzului este prezentată foarte des, epoca Bronzului din mijlociu, târziu, epoca antică, în special cultura Sântană din Mureș-Cernicov, din secolii 3-4, și materiale din epoca Evului Mediu. Cercetătorul care se va pleca asupra paginilor acestei lucrări, sigur, va remarca prin aceste, dacă le găsesc aici, statistici a straturilor culturale, a culturilor arheologice identificate aici, metoda de cercetare a doi cercetători cu mari experiențe în activitatea de teren. Nu vreau să uit că la cercetări au participat în primul rând studenții de la Facultatea de Istorie a Universității Pedagogice Ion Creangă din Chișinău, formulat de domnul Gheorghe Postică, de atunci profesor la facultate, și domnul Eugen Sava și
părinte Dermenciov, în cadrul Academiei de Științe, care au făcut cercetări în cadrul proiectului probabil de meliorare a terenului. Nu vreau să compresez aceste tabele statistice care reprezintă acribia și atenția deosebită a cercetărilor asupra elementelor de detaliu care sunt importante, care de mult ori schimbă balanța în vizita viziunii. M-a impresionat că, spre exemplu, zona care a fost cercetată în acest amalgam de disipuri din diferite private, nu a prins ecomediul timpuriu, dar domnul Stică și domnul Sava au menționat că există și așezări în perioada secolelor 9-19, inclusiv atrage atenție piesele de importuri grecești. Și vedeți aici o frumoasă ugrindă grecească, fragmente ceramice grecești care, sigur, fac diferența în ilustrarea, iată, acestei. Este cu totul deosebit, care fac cinci ori pe un muzeu. Vreau să felicit autorul cu această frumoasă lucrare monografică, deținută academică, cu o frumoasă bibliografie și să le doresc mult succes în continuare în domeniul cercetării academice. Vă mulțumesc! Dragă coleg, pentru prezentarea lucrării noastre, care a venit la lumina zilei cu o întârziere aproape de 40 de ani, dar oricum noi ne-am străduit să lichidăm această datorie. Așa cum a ieșit, o să judecați cei care vor lua în cartea aceasta, dacă vor dori, sigur, și vor răspăi o mată. Vreau să spun că cu întârziere, dar s-a conectat vicerectorul Universității Pedagogice de Stat, doamna Antoci, și respectiv vă rugăm să ne prezintă un cuvânt de salut. Ne auziți, doamna Antoci? Poate la telefon din... Ce să facem? Ce să fac? Da, nu, n-are ce. Trebuie să audă? Ne auziți, doamna, atunci? E sunetul. Da, mulțumesc, acum v-am auzit, da. Thank you.
termin.
Aș vrea să mulțumesc înainte de toate organizatorilor acestei manifestări științifice recunoscute de multă vreme. E vorba de domnul Eugen Sava și de despre sare, au început să se vorbească în cultura europeană, odată cu cultura greacă, chiar cu Homer, și apoi cu cea romană, cu niște aprecieri care situau sarea printre cele mai importante elemente. Astfel, Homer spune despre sare că este un element divin și universal. Plutarh, că este un element de maximă utilitate. Sarea distinge popoarele civilizate decât de față de barbari. Are un rol decisiv în prezervarea alimentelor, mai ales a cărnii. Și iată o zicere a lui Plutarh, care, cel puțin pentru mine, m-a emoționat foarte tare, m-a emoționat foarte tare, care spune că sarea este sufletul cărnii moarte. De asemenea, e foarte interesantă trimiterea lui Plinius, care spune că sarea denotă plăcerile intelectuale. Care este situația acum? Sarea este un element desacralizat, un element comun, de cea mai multă importanță în spiritualitatea, în gândirea omului contemporan, dar care are aproximativ între 12.000 și 15.000 de utilizări. Foarte interesant, trebuie să subliniem acest fapt, că numai între 3-4% este sarea utilizată în alimentația umană. Deci ea a influențat mult mai multe domenii decât ne închipuim noi și de aceea eu spuneam un recent articol numeam sarea un element panergetic, adică un element care a influențat quasi totalitatea domeniilor vieții umane. În ce privește evoluția studiilor referitoare la sare, putem spune că, în general, odată cu dezvoltarea științelor, odată cu dezvoltarea societăților umane, mă refer în primul rând la cele occidentale, cercetarea se a cunoscut elemente de specializare foarte, foarte dezvoltate. Dar asta nu a mai ajuns să comunice între ele din cauza acestei specializări. Astfel încât trimiterea către spațiul original al țării și al importanței ei în lume a dispărut. Aceste zone s-au insularizat. Nu mai există o percepție de ansamblu sau cel puțin nu mai există. Importanța ei, pe de altă parte, așa cum mai subliniam înainte, a scăzut în mod marcat odată cu industrializarea, cu era refrigerării și cu globalizarea. În același timp, studiile au cunoscut cu o amplitudine și o specializare foarte, foarte mare. Deci, fenomene din acestea contradictorii. Problema care mi
născut, de unde am ajuns eu la această idee a antropologiei sării. Și sunt trei motive de bază la care am ajuns eu, în urma cărora am ajuns la definirea antropologiei sării pentru prima dată în 2012. E vorba, în primul rând, de cercetări etnoarheologice desfășurate în zonele salifere ale României între 2007 și 2019 în cadrul unor proiecte finanțate de Guvernul României. Cercetări cu caracter etnoarheologic, în care ce am remarcat de la vârstă foarte tânără, practic adolescență, toți înțeleg problemele cu aprovizionare cu sarea și, în general, problemele legate de sare într-un mod totalizant. Adică nu fac ca cercetătorii care ajung la performanțe cognitive sau epistemice extraordinare pe un domeniu, dar nu contextualizează. Ei bine, oamenii de la țară, am învățat acest lucru, că lucrurile trebuie văzute în mod global. Al doilea lucru, am fost influențat, al doilea motiv, de o carte uimitoare, holistică, care aparține renașterii spaniole. E vorba de un înalt prelat spaniol, Gomez Piedes, care în 1579 a scris, deși era teolog, o lucrare în care trata și aspectele spirituale, dar și aspectele fizice și chiar chimice ale sării. Și în al treilea rând am fost influențat de prea puținele lucrări contemporane care își propuneau tocmai această viziune de ansamblu, această viziune holistică. Și treptat am ajuns la gândul că numai recursul la antropologie poate să asigure această comprehensiune totalizantă a tematicii sării. Iată acum lucrarea de care vă vorbeam, a acestui episcop, Bernardinus Gomez, care a apărut în 1579 și care a cunoscut prima ediție bilingvă în traducere latină și spaniolă abia în 2003. A trecut neobservată, practic, la nivelul cercetărilor privind sarea pe plan mondial, dar eu am găsit în ea practic un model pentru realizarea modelului epistemic totalizant actual în cadrul antropologiei. Este foarte interesant ceea ce este în ultimul acolo, că realizează acest prelat foarte profund că tema sării este ametodică. Cuvântul ametodic nu există în limba latină și iată de ce el a folosit aici în limba greacă. Nu apare în limba asta. A folosit termenul grecesc scris în alfabet grecesc. Altă lucrare cu viziune, cu tendință mai degrabă totalizantă, este cea care îi aparține
celebrului teozof care a influențat la un moment dat toată gândirea europeană și care avea formație de bază acel de chimist, anume Emanuel Swedenborg, care se ocupa de geografie, de tehnicile de producere a sării, de experimente și, foarte curios, chiar și de toponimie. Următoarea lucrare care se înscrie tot în această ediție, tot în această viziune totalizantă, este cea care aparține lui Schleiden și care, publicată în 1875, și care e foarte identificatoare din titlu, Sara, istoria ei, istoria simbolisticii și înțelesul ei și importanța ei în viața umană, în care sunt invocate, sunt implicate mai multe domenii aparținând de regulă științelor umaniste, și anume istorie, literatură, limbă, comerț, folclor, știință și tehnologie. Și în parte, într-un mod curios, vrând să asigur această unitate a tratării sării, în două capitole importante, două părți importante. Sarea la începuturile culturii și sarea sub influența culturilor moderne, culturii moderne. Cel care a preluat acest model al lui Schleiden a fost un american de data aceasta, într-o lucrare de referință publicată în 1977, prima ediție, care era chimist la bază, dar lucrând la Smithsonian Institution a dobândit o viziune de ansamblu asupra lucrurilor, în care și elementul cultural își găsea locul cuvenit. Și el, tot în tendința aceasta de a găsi o formulă unificatoare pentru studiul sării, își împarte lucrarea în două părți. Una, vârsta sării culinare, cum zice el, și odată cu epoca modernă, era sării chimice. El a accentuat foarte mult aspectul tehnic, spre deosebire de cercetătorii, de autorii anteriori. Și iată un istoric foarte cunoscut din Elveția, Jean-François Berger, pentru lucrare spune că el vrea să completeze cu latura umanistă ceea ce făcuse atât de important predecesorul său pe linie tehnică. De asemenea, un rol, să zic așa, un impuls în ideea de a oferi o viziune totalizantă din punct de vedere antropologic asupra sării, apare la diversi autori care subliniază diversitatea motivelor legate de tematica sării și spun că este vorba de o temă, în ultimă instanță, sara consideră o temă antropologică.
accentuează asupra următorului aspect, că sarea, producția sării, așa, reprezintă un aspect al comportamentului uman. Iar comportamentul omului este unul din elementele centrale ale antropologiei. Într-o serie de lucrări publicate la editura Arco Press din Oxford, am ținut ca termenul de antropologie a sării, să apară chiar în titlurile acestor volume. Și e vorba de un publicat în un volum publicat în 2015, altul în 2015, volum de studii. Și iată, în sfârșit, cel care a apărut în luna iulie acestui an, tot în aceeași editură, Asker Press, și care conține studii din peste 30 de țări, inclusiv din Moldova, unde un coleg de-a dumneavoastră, Andrei Temenciuc, a oferit un studiu întins foarte valoros, privind sarea din această zonă în perioada secolului 18-17, dacă rețin. Am organizat de asemenea câteva congrese de internaționale de antropologia sării. Primul a fost la Iași în 2015, următorul a fost în Los Cabos, în Mexic, în 2017. Următorul a fost în Spania, în o localitate numită Anana, unde există o exploatare a sării provenită din izboare sărate de acum 7.000 de ani. Iar ultimul congres a fost în Statele Unite, cum spuneam, în Universitatea de Stat Louisiana. Următorul congres se va desfășura în Polonia, într-o localitate care se scrie foarte complicat, dar am auzit că se pronunță Rzeszów. Și este principalul organizator de acolo, este un arheolog cu care colaborăm de multă vreme. Mații Debiec, nu știu dacă am pronunțat bine, dar mă rog. Prima fază de concepere totalizantă a antropologiei sării a fost aceea de enumera, asta a fost prima fază, de enumera disciplinele care privesc exploatarea sării într-un mod, de cele mai multe ori, colateral. Și am văzut că există în partea de sus cele cu caracter umanist și în partea de jos cele care intră sub eticheta generală de științe. Însă, treptat, am dat seama că nu pot, nu stă în puterea mea să stabilesc cu care știință se ocupă sau are ca preocupare fie și secundară problematica sării. Și atunci am făcut apel la cea mai cunoscută clasificare a științelor. Și am spus, iată, e vorba de științe naturale, e vorba de științe sociale, e vorba de științe aplicate, de inginerie și medicină, și e vorba și de discipline umanistă. Și
am zis că faza superioară de înțelegerea problematicii sării trebuie să fie antropologia, adică comportamentele umane față de sare. Și pe aceștia le-am împărțit în reacții cognitive, care au dus la reacții spirituale, dar și la reacții pragmatice. Iar la rândul lor, reacțiile pragmatice și reacțiile spirituale au dus la delimitarea acestei zone de reacții sociale și societale. Aici am împărțit la trei castele, am ilustrat diferite submomentii ale acestor reacții cognitive, spirituale, pragmatice și ale reacțiilor. Nu sunt numai patru, cum am crezut inițial, sunt numele care sunt foarte greu de atribuit unui domeniu sau altul, cum ar fi, de pildă, reacțiile lingvistice. Și de aceea am făcut o altă schemă în care, iată, intră și reacțiile patrimoniale față de sare. Și reacțiile juridice. E o întreagă problemă. Scopul fundamental a antropologiei sării este de aceea de la oferi o vedere holistică sau una care respectă exigențele modelului saturat al rolului sării în evoluția comunităților umane, de oriunde și de oricând, în evoluția societății umane la nivel global. Definiția pe care am propus-o este următoarea. Este o metadisciplină, adică se referă la multe alte, înglobează multe alte discipline, care studiază în principiu totalitatea reacțiilor umane față de stare, în contextul relațiilor generale între om și natură, unde omul, ca parte a naturii, se folosește el însuși la nivele multiple de acest component esențial al naturii. În ceea ce privește evoluția cunoașterii sării, observăm că sunt cele mai de jos. Cărțile acestea care vizează totalitatea, o analiză totalizată, așa, sunt foarte mici, sunt foarte reduse. Sunt câteva doar. Cele care privesc studiile umanistice sunt într-o creștere și ele, dar o creștere ușoară, în timp ce cele care privesc în natura științifică cunosc o creștere enormă. Am mai făcut o schemă aici, care arată cum, de la nivelul antichității până la nivelul de azi, acești parametri ai sării s-au înmulțit și cum fiecare epocă vede din ce în ce mai mulți parametri. Noi aici avem impresia că nu se mai poate mai mult. Nu știu dacă aceeași impresie o aveau și cei din antichitate. Iată de ce eu am presupus că există și parametri latenți care vor fi probabil atât de numeroși, încât cunoașterea de acum să ni se pară ca cea din antichitate. Adică foarte redusă. Da, trece de asta. Da. Cea mai importantă consecință este că antropologia sării face ca studiile care se referă la sare să nu mai fie într-o poziție ancilată. Termen la, dar care înseamnă ancila, femeie de societate sclavă.
își propună să însumeze cât mai multă cunoaștere. Este o imposibilitate. Și de a crea cadrul, ca și mare de disciplină și știință, pentru desfășurarea coerentă a cercetărilor. Și iată o primă concretizare a antropologiei sării. E vorba de antropologia culturală a sării, o teză de doctorat care a fost susținută la Iași și care cuprinde arheologia, istoria, etnografia și aspectele lingvistice generate de sare în spațiul rural escarpat al României. Mulțumim foarte mult încă o dată. Este foarte importantă și găsesc multe puncte de legătură chiar cu comunitatea pe care o voi prezenta eu în legătură cu evoluția cunoașterii și cu problematica cunoașterii prin cantenie. Sper doar că după sarea pe care am adus-o în domnia sa în discuție, se pot aduce și eu prin cantenie un grăunte de piper pentru a face discuțiile mai interesante. Doream să încep prin a exprima bucuria de a participa la, de la distanță la lucrările Muzeului Național de Istorie. Văd câteva imagini din sală, câteva plați și ele sunt pentru mine impresionante.
Mulțumesc de asemenea doamnei Maria Zasărătăia, pentru că m-a invitat. Nu puteam să vă răspund cu mare plăcere, dar fiind vechea noastră colaborare în jurul pasiunii noastre comune, care este din fiecare mie, și datorită ajutorului pe care mi l-a adus pe mai multe rânduri prin adâncirea lui ceea ce așa. În ceea ce privește comunicarea pe care doresc să-l spun astăzi, este mai mult general. Îl propun o evoluție a felului în care imaginea lui Tatălui a fost percepută de-a lungul timpului, ca element al istoriei culturale, în general, al literaturii, al istoriei mentalității. Deci nu într-un domeniu particular al științelor exacte, al filologiei, al istoriografiei, al literaturii și mai departe. Astăzi, altfel spus, aș urmări doar fazele unui destin în cultura română, în maniera în care s-a ocupat de altfel înaintea mea, mult mai mare relevanță, Alexandru Dumitru, publicase în 1973, opera lui Dumitru Cartezir în cultura română. Fiindcă trebuie spus, amintirea lui Cartezir a fost marcată nu doar de progresul linear al cercetărilor legaloase, ci și de evoluția sensibilității colective, de nevoia acesteia de a găsi în opera lui Cantemir un punct de reflexie, un punct de pornire pentru propria înțelegere. Dați-mi că timpul este scurt, voi punta doar câteva elemente ale acestei evoluții. Începând chiar cu epoca în care a trăit Dumitru Cantemir, cu ceea ce se știa despre Cantemir, pe perioada în care el a trăit. Ei bine, la data respectivă, se știa prea puține. Știau doar cei care se aflau în preajma lui, cei care l-au cunoscut de aproape ca sfătuitor, ca prieten, sau eventual cei care au citit singura obra publicată în timpul vieții, în Divanul, a doua fiind în 1722, în limba rusă la Sankt Petersburg. Deci, prea puțin pentru a cunoaște dimensiunea operei lui Dumitru Cantemir. Cunoașterea lui Cantemir s-a realizat, deci, mai mult în mod direct, prin impresia pe care a lăsat-o interlocutorilor săi, prin modul de a vorbi, prin modul de a se comporta, prin gest, prin cultură și așa mai departe. Știm foarte bine că Ion Lipunce spunea despre el, om învățat. Se pare puțin, dar aceste două cuvinte, la epoca respectivă, se vor foarte mult în calificativul lui. Nicolae Costin, puțin mai avant, spunea isteț, știți și clar că face asta. Puțin mai avant, pentru că avea parte și motive, știți foarte bine, motive personale de a-i purta puțin pică lui Dimitri Cantemir pentru ceea ce s-a luat cu destinul tatălui său. Călătorii străini, învățații străini, sunt mult mai generoși și îl aprecia pe Cantemir după faptele și după manierele sale. Rafael Leșinski, care traversează Moldova, este impresionat de comportamentul lui, ca și cum ar fi fost educat în Moldova, în Polonia, spunea el. Campredon, ambasadorul Franței în Rusia, remarcă la el mult spirit și rafinament. La fel Christian Weber, reprezentantul Hanovrei, care remarcă plăcutele conversații pe care le-a avut cu el. Există și alte fațete ale lui Dimitri Cantemir, așa cum le-au perceput contemporanii săi. Neculce, care vedea în el un renumit cântăreț din tambură la Constantinopol, că așa de bine zicea
în tabură că niciun țăric grădean nu putea zice ca dânsul. Sau, bineînțeles, Societatea Academică din Berlin, care l-a primit în rândul printre membrii ei, semn de recunoștință a capacității, a meritelor sale intelectuale. Să nu uităm și adversitățile, pentru că în timpul vieții le-a suscitat foarte multe adversități, mai ales din partea clanului lui Constantin Brâncoveanu, ceea ce a făcut ca cronicarii fideli domnului Muntean să aibă cuvinte aspre la adresa lui Dimitrie Cantemir, nebunul domn, cum spunea Radu Popescu, vestit telpiz, cum spunea Radu Grecean. Oricum, departe de mine de a considera aceste informații răsărite ca relevante de modul în care era cunoscut Cantemir de către contemporanei. Se poate spune că era cunoscut foarte, foarte puțin. Numai el știa ce operă poartă în tezaurile sale personale, în posesia sa, poate secretarii care l-au ajutat la transcrierea unor texte, poate unii membri de familie învățați și ei, cum era Antioch sau Maria Cantemir, dar lumea nu știa adevărata valoare a operei pe care o crease Dimitrie Cantemir la zona respectivă. Plecarea sa din țară, așa zisa trădare a porții, a accentuat și mai mult îndepărtarea lui de compatrioți, cunoașterea lui relativ slabă de către aceștia. Pentru că era, în primul rând, domnitorul ostracizat, domnitorul trădător, și pentru că opera sa, majoritatea, a rămas în manuscris, în afară de lucrările, cele două lucrări pe care le menționam. Amintirea sa a fost păstrată doar pe calea transmitirii unor manuscrise sau eventual amintirilor personale ale acelor care l-au cunoscut. Sau ea a revenit ocazional odată cu revenirea trupelor rusești, de exemplu în 1736-39, când Maria Cantemir spera revenirea cantemireștilor la tronul Moldovei, în patria noastră de odinioară, cum scria ea lui Antioch Cantemir. Dacă în secolul al XVIII-lea Dimitrie Cantemir a fost, deci, puțin cunoscut de compatrioții săi, el a fost apreciat și cunoscut în străinătate prin tipărirea lucrărilor. Se cunoaște difuzarea operei sale în limbi străine, dincolo de Hotare, Demuro Caucasio, publicată în latină, apoi în rusă, Istoria creștinilor pe otoman, publicată în mai multe limbi, Harta Moldovei, Descrierea Moldovei și așa mai departe, n-am să dau toate detaliile. Și am să amintesc doar că în secolul al XVIII-lea, Cantemir nu era practic bine cunoscut de compatrioții săi, decât cu unele excepții. Datorită acelor manuscrise care au circulat în țară, unul chiar foarte important, fiind vorba de cronicul vechimii româno-moldovlahilor, pe care l-a cumpărat Inocenție Nicolae la Viena prin 1730 și care a jucat rolul important pe care l-a avut în dezvoltarea Constituției Naționale Românești. Deci, dacă rolul său în străinătate prin opera tipărită a fost acela de a informa lumea savantă asupra unor realități privind spațiul est-european, țările României, Imperiul Otoman, în spațiul românesc, în schimb, rolul operei sale, atât cât a putut circula, a fost mult mai profund, în sens spiritual, prin faptul că a contribuit la dezvoltarea unui sentiment de mândrie și de unitate națională. Dar secolul al XVIII-lea nu se încheia cu un
bilanț strălucit în cunoașterea lui Cantemir, tocmai datorită acestei necunoașteri suficiente a operei sale. Aș aminti în grabă, uitându-mă în același timp la minutarul care se desfășoară înaintea mea, că tematica aceasta cantemiriană revine în atenția lumii politice românești la sfârșitul secolului al XVIII-lea, odată cu teoria capitulațiilor, când tezele puse în circulație de Dimitrie Cantemir despre privilegiile Moldovei față țărilor române, în general, față de poartă, sunt readuse în actualitate de patrioții moldovanari. Marele pas în redescoperirea lui Cantemir se produce abia în secolul al XIX-lea și nu întâmplător. De ce? Pentru că prima, la începutul secolului al XIX-lea apar primele încercări de traducere, descrierea Moldovei, în încercarea lui Ioan Nemișescu, cum propune istoricul Ferar, cum a propus istoricul Ferar Nicolae Ursu, și cum cred că are dreptate, întâmplările catacuzineștilor și covenilor, traduse de Vasile Brâmbac și așa mai departe. Dar aceste lucrări nu au rămas și ele manuscris, abia... La dată a fost dată descriere Moldovei, că o să mergea în urmă. Nu voi insista prea mult asupra acestui moment. O ediție este pusă în pregătire de marele specialist, care este profesorul Eugen Linteanu. Vom avea această ediție. Aș sublinea doar importanța acestea, într-un singur punct de vedere. Pentru că este, în primul rând, pentru prima dată când, după 100 de ani, Dimitrie Cantemir este tradus în română și în țara originii sale. Deci este un fel de reîntoarcere acasă și o posibilitate pentru compatrioții săi de a trebui. În al doilea rând, acest moment survine în 1825, deci la câțiva ani, până sfârșitul epocii panarilor. Deci nu e întâmplător că cenzura oarecum invizibilă ce a existat în secolul al XVIII-lea, cu capărăriul panarilor asupra lui Cantemir, să se fi exercitat asupra unui proces de restituire. Dar mai ales, ambianța confuză a acestei perioade, cred că nu e lipsit de interes de remarcat că, de fapt, în 1823, trecuseră deja 100 de ani de la moartea lui Cantemir. Deci gestul lui Veniamin Costache, pentru că el este adevăratul patron al reeditării, este poate una dintre primele manifestări omagiale în cultura română dedicate în mod deosebit lui Cantemir. Începând în acest moment, operele sale câștigă interes în spațiul românesc, sunt traduse, se cunoaște proiectul lui Constantin Negruț și Maie Covălicianu de a traduce și opera lui Dimitrie, dar și a fiului Cantemir. Spunea el, cei doi autori au făcut, poate cu Condeiul, tot atât de bine patriei lor, ca Ștefan cel Mare cu sabia. În aceste condiții, Dimitrie Cantemir devine, într-adevăr, o figură luminoasă pentru cărturari și revoluționarii pasoptiști, un simbol al luptei pentru libertate, pentru unitate națională, și nu este întâmplător că unii dintre acești revoluționari, care au fost la Paris și au întâlnit pe revoluționarii francezi, au contribuit de asemenea la fixarea numelui Dimitrie Cantemir pe fațada bibliotecii Saint-Germain din Paris, construită în această perioadă. Spun că au contribuit pentru că faptul determinant a fost meritul operei lui Dimitrie Cantemir,
cunoscută ca atare încă din secolul al XVIII-lea, de către specialiștii în studiile otomane, dar fără îndoială că relațiile revoluționarilor români, revoluționarii francezi, au fost un factor în plus care a făcut ca numele lui Candelier să nu fie uitat în acea vastă enciclopedie morală care decorează Biblioteca Saint-Germain. În a doua parte a secolului al XIX-lea, imaginea lui Candelier dobândește contururi noi, datorită transformărilor modernizatoare pe care le cunoaște societatea română. Și a spune, în primul rând, datorită unirii principatelor. Nu e întâmplător că marele proiect al editării operelui Candelier, asumat de până la societatea academică, are loc tocmai în noua capitală a Principatelor Unite, a ceea ce a devenit România, ca un fel de bun, ca un bun al întregului popor român, de unde ea înainte fusese oarecum publicată deosebire în Moldova, chiar dacă au circulat manuscrise și în celelalte țări române, texte și în celelalte țări române, de data aceasta ea devine un bun național al întregii României, prin valorificarea ei academică și, mai mult decât atât, prin impactul pe care îl are această operă, a apărut în 8 volume, la cunoașterea unui Candelier sub multiplele fațete ale personalității sale. Până atunci se cunoștea istoricul Candelier, cel pe care l-au privilegiat Ogălnicianul și revoluționarii pașoviști. Din acest moment se cunoaște istoria ieroglifică, publicată în 1883, se cunoaște autorul, scriitorul Candelier, o pagină nouă se deschide în istoria literaturii române. Se cunoaște filozoful Candelier, care au opere sale filozofice, dar se cunoaște și muzicianul Candelier, prin studiile publicate de Burada despre compozițiile sale muzicale. Trecând repede în timp, considerăm că la sfârșitul celui primului război mondial, Candelier face un pas și mai departe în afirmarea sa și cunoașterea sa de pe toți românii, tocmai prin reintegrarea teritoriului național. Dacă înainte în regiunile ocupate, în celelalte regiuni ocupate, era cunoscut mai puțin decât prin intermediul preoții iluminate care au transmis românilor informații și despre limite Candelier, dar nu făcea parte din sistemul de instrucție, așa cum făcea parte în Principatele Române Unite, devenite România, unde limite Candelier începea să fie cunoscut în școală, în provinciile, deci sub ocupate străini, el rămânea un element oarecum cunoscut doar prin învățământul colateral, neoficial, transmis de preoțimea luminată. Ori, după 1918, Candelier redevine un simbol cultural difuzat la nivelul întregii României, în dimensiunile pe care le-a cunoscut data respectivă. Ba mai mult decât atât, și asta aș dori să precizez, revenirea unor teritorii în sânul patriei a contribuit la îmbogățirea cunoașterii Candelier. Mă refer special la participarea savanților din Moldova care erau bun cunoscători ai limbii ruse, de voie de nevoie, și au adus prin experiența lor o lumină nouă, mai puțin cunoscută în România, despre importanța surselor rusești privitoare la limbii Candelier. Mă refer în general la Ștefan Cioban, care publică atunci lucrarea sa despre limbii Candelier în Rusia și care reprezintă, într-adevăr, o contribuție fundamentală în înnoirea imaginii lui Dimitrie Candelier. De fapt, momentul acesta al contribuției lui Ștefan Ciobanu survine nu întâmplător în 1923, nu uităm,
200 de ani de la moartea lui Cantemir, când în România apar mai multe publicații de dedicate cu totul special, ceea ce nu existase mai înainte, erau înainte apăruseră multe studii izolate, în reviste. De data aceasta este vorba de monografii întregi, scrise de Ilie Minea, de George Pascu, de, bineînțeles, Ștefan Ciobanu și mai ales de neobositul Nicolae Iorga, care este omniprezent în conferințe, prin articole pentru a face cunoscută personalitatea lui Cantemir, geograf, George Bulsan, Petre Panaitescu, care este la începutul la conferințe științifice, Lucian Blaga, cel care scria în același moment aniversarea lui Cantemir, despre Cantemir la Egipta Postru. Deci asistăm la o întreagă evoluție, o evoluție spectaculară a cunoașterii lui Cantemir. Îmi spuneți dacă mai rămân 2-3 minute? Aveți, aveți. Da. M-auziți? Da. Vă rog, maxim 5 minute. Da, da, 5 minute aveți. 5 minute. Uite microfonul acolo să stăm. Aveți la dispoziție 5 minute. Nu vă aud. Arătați-i, 5. 5. Doamna Zăbălotnaia, conectați microfonul. Mai aud când rămân 2-3 minute, dacă nu, ajung direct la încheiere. Aveți la dispoziție 5 minute. Bine, bine. Atunci am să încerc să concentrez tot în aceste 5 minute. Și să vă mai spun. Perioada nefastă pe care s-a traversat-o Cantemir, după 1940, datorită contextului istoric cunoscut, deci o cunoaștere realizată de istorici din România și o cunoaștere realizată de istorici din Moldova și într-o parte și în alta sub influența unor presiuni ideologice, e adevărat, oamenii de știință au făcut totul pentru a contribui la cunoașterea obiectivă a lui Dimitrie Cantemir, dar nu înseamnă că injuncțiuni ideologice au intervenit și au contribuit în mod nefast la înțelegerea unor aspecte ale lui Cantemir, până în 1973 asistăm la mare aniversare al lui Dimitrie Cantemir, 300 de ani de la nașterea sa, când poate asistăm la un anumit război ideologic între cele două propagande, de o parte din România și propagarea unor filme care prezentau o anumită viziune a lui Cantemir, la cele din Moldova sub conducere, sub dirijarea directă a Moscovei, care propuneau o altă imagine a lui Cantemir, dar care nu era imaginea adevăraților istorici care au putut să-și facă meseria așa cum au știut, în ciuda dificultății de a avea contact direct între ei. Acesta este alt aspect. După 1989, după 1990-91, începe o etapă nouă de înfrățire între cele două istoriografii, de completare, de îmbogățire a cunoașterii lui Cantemir, asupra căreia nu are rost să mai insist. Aș încheia spunând doar că această deci aș încheia cu câteva concluzii. Prima este, lasă-mi înțeles, trecerea timpului a îmbogățit considerabil cunoașterea lui Cantemir. Azi știm mai multe decât el, decât contemporanii săi, mai ales în punctul operei, dar nu știm probabil și mai multe din ceea ce știau din secretul culiselor și intricilor vremii. Cu siguranță însă știm mult mai multe decât la centenarul nesărbătorit al morții sale în 1823.
S-a avansat enorm în precizarea unor date de viață sau unor texte, s-au adus contribuții substanțiale lingvistice, filozofice, etc. Dar în ansamblu continuăm să vehiculăm adesea cam aceleași imagini, inclusiv atunci când ele relevă de supoziții și fantezii. Mă refer la portretul, așa zis, al lui Cantemir, cu perucă și turban, pe care toți continuă să-l considere de la Rouen, când se știe foarte bine că el se află acum la Muzeul de Istorie a României din București. A doua concluzie privește cunoașterea lui Cantemir la diferite nivele ale societății. Inițial, ea nu a depășit straturile elitare, îndeosebi intelectuale, pentru a progresa treptat, până la nivelul celor de jos. Va fi opera învățământului și ulterior a politicii culturale pentru a asista la o evoluție și la acest nivel, mai ales la primele secolului al XIX-lea până azi. Din îmbinarea acestor două nivele, aș mai putea adăuga constatare. Evoluția imaginii lui Cantemir în reprezentarea posterității în raport cu curentele de gândire și sensibilitate și sensibilității fiecare epoci. De la un Cantemir, așa cum era văzut de reprezentanții luminilor unești, la Cantemir valorizat în secolul al XIX-lea, al istorismului și naționalismului, la Cantemir înfeudat unor comandamente ideologice perioada de care povestea. Și, în fine, Cantemir pe care îl evocăm azi, liberați de obsesii colective, profitând de climatul unei lumi hrănite de idealul european, de cunoașterea și apropierea între ei. În funcție de aceste realități mentale și culturale, posteritatea a privilegiat și anumite fațete ale vieții și operei. Cer, creația sa a hrănit mereu cunoștințe și reflexii. Iar atunci când conținutul ei a depășit prin forța timpului, a fost depășit de forța timpului, ea s-a dovedit o sursă inepuizabilă pentru a-l înțelege pe autor și prin el epoca sa. Dar, mai mult decât atât, și asta mi se pare aspectul cel mai fascinant al lui Cantemir, dacă opera de erudiție este perisabilă prin natura sa, arta, prin creația sa muzicală otomană, își păstrează puterea de fascinație, capabile să umple sălile de spectacole europene, cum o dovedesc concertele din zilele noastre, date de Jordi Savall. Nu am amintit nimic din percepția, și acestea sunt chiar ultimele cuvinte, nu am amintit nimic din percepția lui Cantemir dincolo de Hotar. Ar mai trebui o conferință, în două cuvinte. Dacă el era cunoscut în secolul al XVIII, început de secolul XIX, în anumite medii intelectuale și uitat în patria sa, azi el este cunoscut de bine de rău de compatrioți, dar necunoscut cât ar trebui de cititorii străini. Nu mă refer la statui care se ridică, la colocuri și conferințe cu 10 participanți, în cel mai bun caz, ci de o cunoaștere de alt nivel pentru a arăta, și asta nu din patriotism cultural, că spațiul românesc nu a dat doar un prinț al tenebrelor, cum se spune despre Dracula, Vlad Țepeș, ci și un prinț al luminilor. Fără a uita valoarea orientală, otomană a creației sale, dar acesta este un alt subiect despre care ar fi multe de spus. Vă mulțumesc! Și scuzați-mă că n-am reușit să vă spun în timpul pe care vi l-am propus. Vă mulțumim, stimați domnul Lemnea, pentru o comunicare atât de interesantă. În continuare, conform programului, trebuie să mai fie o comunicare a colegilor din Tajikistan. Dar nu sunt sigur că ei sunt conectați. Nu sunt, da? Deci, din motive tehnice, îmi cerem scuze și de faza care am trecut-o și noi aici prezenți, că nu ne-am gândit că microfonul nu poate transmite vocea direct în boxe, dar în final totuși am găsit o ieșire din situație și îmi cerem scuze pentru inconveniențele respective.
Având în vedere că noi am epuizat ședința plenară și avem 20 de minute la dispoziție până la ora de prânz, care am zis că va fi organizată în holul de la etaj, imediat cum ieșiți din sala aceasta, o să vedeți ceva de masă, ceai, cafea și ceva de tip plăcinte, dulciuri și așa mai departe. Adică nu trebuie să mergeți în oraș, fiindcă cred că va fi suficient ceea ce am organizat noi aici. După aceasta, începând cu ora 13 și până la 17:00, sunt comunicări în secții. Sunt 6 secții. Deci vă rog, persoanele care sunt responsabile de organizarea, de logistica acestor secții, să aibă grijă ca oaspeții să nu se rătăcească prin muzeu și să caute unde este locația secției respective. Și vineri, în continuare, comunicări în secție, începând cu orele 9. Acum, dacă doriți, să înainte 15-20 de minute, puteți să faceți o tură prin muzeu ca să faceți cunoștință cu muzeul nostru. Desigur că cei care nu l-au văzut până acum, dar cei care l-au văzut pot să repete o dată vizita aceasta. Deci, vă mulțumim tuturor pentru participare, dar înainte de a încheia ședința plenară, eu vreau să mulțumesc colegilor de la muzeul nostru pentru organizarea, procesul de organizare și propriu-zis evenimentul care a început astăzi. De fapt, nu a început astăzi, dar a început mult mai înainte, pentru că s-au trimis circulare, scrisori, s-au adunat rezumate, s-a trimis programul. Sper că toți au primit varianta electronică a programului și cunoașteți câte comunicări, ce comunicări și rezumatele la fel au fost anexate la varianta electronică. Dar înainte de aceasta vreau să mulțumesc comitetul organizatorii. Lilia Zabolotna, Livia Sâcu, Mariana Sâcu, Lucia Marinescu, Sorin Scleariuc, Olga Andronovici, Ana Maria Rusnac și Diana Stroici. Vă mulțumim din tot sufletul comitetului organizatorii care au muncit pentru a organiza această conferință. Și mai departe vă doresc succes pentru conferință.